Consumul de carne de porc este întâlnit în majoritatea caselor în perioada sărbătorilor. Tocmai de aceea, riscul îmbolnăvirii cu trichineloză este foarte mare. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Argeș recomandă argeșenilor să fie atenți când cumpără carnea pentru masa de Crăciun. Pentru persoanele care locuiesc în orașe și care cumpără carnea pentru Crăciun, să nu cumpere decât din surse, deci magazine autorizate care vând numai carne din surse autorizate, verificate sanitar veterinar. Pentru gospodăriile individuale, critic, o măsură critică pentru a preveni această îmbolnăvire este, după sacrificare, să se ia legătura cu dispensarul veterinar și să se facă controlul trichinoscopic al unui eșantion din carnea animalului sacrificat. Totodată, reprezentanții DSP Argeș avertizează că încă de la primele simptome, bolnavul de trichineloză trebuie să se prezinte la medic. Boala apare prin consumul de carne infestată cu larve de trichinela și se poate manifesta la început prin febră, dureri abdominale, creață, vărsături, tulburări de tranzit, cum ar fi diaree, și după o perioadă de una-două zile apar simptome cum ar fi umflături la nivelul pleoapelor, buzelor, mâncărimi și apoi dureri musculare și o stare generală de oboseală.